doamnelor și domnilor, astăzi o să fie foarte bine. După cum vedeți, în continuare forțăm vara, nu numai eu, dar și invitații mei. O să o vedeți exact pe invitata mea. Avem un cuplu pe, îndelung așteptat, pentru că au fost foarte multe lucruri care s-au spus în ultima lună, dar dragostea merge mai departe. Prin urmare, după ce lucrurile s-au mai așezat, au fost într-o vacanță, s-au mai decantat, mai venim și cu lucruri bune, dar și cu câteva precizări cu Medana și Alin Oprea. În aplauzele dumneavoastră, aplaudă colegii, țevile de la calorifer, toată lumea aplaudă. Mua, mua. Suntem noi, țevile de la calorifer. Da, asta este o stai așa, să, nu știa Medana unde sunt diplomele. Stai, hop, hop, dă-i, ajută-mă aici, că sunt om bătrân și chinuit. Am fost la seara, a fost că evenimentul Prima Fest și unii dintre colegi, nu noi, se reculeg un pic. Pe de altă parte, asta cu țevile de la calorifer era vorba despre niște puști care, în mod absolut greșit și amobinabil, fumau în toaletă la liceu și încuiaseră ușa. Și directorul i-a văzut intrând, bate la ușă. Cine e acolo? Cine e acolo? Nimeni. V-am văzut! Ați fost trei! Cine e acolo? Dați drumul că o să fie rău. Și la un moment dat s-a auzit o voce subțire din interior: suntem noi, țevile de la calorifer, nu e nimeni altcineva. Da, doamnelor și domnilor, Medana și Alin, ați fost în Spania, da? Da. Unde este bronzul? Pe tine te văd. Păi și tu ce ai făcut, doamna? Eu am stat la magazine. Nu glumesc. Aia e treaba. Nu ești fană a bronzului? Sunt, dar nu am stat la fel de mult ca el. Da. Să-i dăm și domnului Alin încă un microfon, e foarte bine. Știți foarte bine că microfonul trage la artist, așa că o să fie bine, dacă e nevoie, facem și o vocaliză, dar nu acum. Da, se spune că un microfon este mult mai util dacă și funcționează. Este adevărat, mai ales când dai microfonul în mâna artistului, el prinde și viață. Bun, deci tu stai la soare de obicei? Da. Da, acum nu prea ai stat, că ești cam... Acum am fost foarte încântată de magazinele din Tenerife. E frumos în Tenerife, bun, foarte frumos în Tenerife, bravo. Cât ați plecat, acum vreo să... Cât a stat acolo? 10 zile? Cât a stat? Alin, cam vreo 10 zile, 11 zile. Eu am rămas 2 săptămâni pentru că am rămas și la Festivalul Cultura de Carte și Arte de la Madrid. Bravo! Doamnelor și domnilor, acum este momentul să vedem ce are Medana. Să începem cu lucrurile frumoase, așadar. Încep cu una dintre revistele Criton, o revistă în care poeziile mele apar de, alături de scriitori valoroși spanioli, printre care mă număr și eu, deși sunt româncă, și sunt onorată să fiu parte din acest proiect. Da, bravo, bravo. Sunt foarte onorată. Iată-o și pe laureata noastră, fericită. Să vedem ce diplomă are acolo. Alin, ține tu un pic, ajută-o, da. Te rog, pe Medana și ne povestește. Această diplomă este... Premio a la mejor poezia del alma. Da, cea mai bună poezie de suflet, Centrul oferită de grupul literar Omega M. Da, Omega M. Da, oferită de Centrul Cultural la Terra Trasia. Uite, avem aici... Deci e cel mai important centru cultural. Da, exact. Aici am fost și prezentator în cadrul acestui festival. Am fost atât prezentator cât am avut și momentele mele legate de cartea mea, legate de poezie. Băi, Aline, noi eram prezentator pe vremuri. Tu erai la TVR, eu sunt aici. Vine da. Generația din urmă, ne ia pâine, domnule. Să vină. Să vină, să vină. Noi suntem țevile de calculat, de la calorifer. Așa, ia să vedem. Iar aceasta este o altă diplomă care vine din... Este premiul cel mai bun volum publicat de poezie. Medana Oprea? Da. Ia să știți că nu știe să citească, dar e în spaniolă și traduce în același timp. Da. Avem aici și fotografii foarte frumoase de acolo, nu? Da. Da, uite aici cu cine ești, ca să mai... Aici vedem. Sunt cu domnul Lavinio Eni, aici sunt cu domnul Luis Calderon. Foarte frumos. Primul era ambasadorul român din... Nu era ambasador, era ministru. Cu domnul ministru Lavinio Eni. Aha. Bun, avem aici sunt cu... Sunt de, ești de... Adrian Suciu. Tău, da, Adrian Suciu. Adrian Suciu, foarte frumos. Bun, foarte frumos. Aici, iarăși, cu oameni... Este cu Titi Sultan, un om care, la rândul lui, cred că are emisiuni. Sigur are, nu cred. Da, da, îl știm emisiuni. Și noi. Da, domnul Lavinio Eni. Până atunci vă arăt o diplomă roz, până se concentrează Medana la ce are de spus. Reprezentantul ambasadei pentru relația cu comunitatea românească, domnul Lavinio Eni. Da. Domnul da. Din imagine, ca să spunem lucrurilor pe nume. Da.
Așa? Diplomă meritul cultural. Da, aceasta este o diplomă de merit cultural pentru excelenta contribuție în promovarea culturii și identității naționale românești în spațiul hispanic cu ocazia Festivalului de Carte și Arte al Românilor de Pretutindeni, Culturo. Vedem, cred că și momentul în care domnul Eni ți se adresează. Așa. Măi, câte diplome ai luat? Mai multe decât am luat eu toată viața. Doar la o singură festival. Era, minte că era reclama aia, că aseară a fost un eveniment care era cu totul de 10. Și că cum ai fost la școală? Zic, am fost un elev de nota 7. Dar după aia, uite, mi-am revenit. Premiul Liga Scriitorilor Români Spania. Diploma Meritul Cultural. Da, Medana iar aceasta este... Da, premiul oferit... Da? Da. Așa? Perfect. Ce? Ai spus tu. A spus eu, da? Vede bine de departe, nu știu de aproape. Deci, acesta este și momentul... Da, în care domnul ministru consilier de la ambasada României în Madrid mi-a fost alături, aici care a vorbit despre volumul meu. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, zi-mi și despre volumul tău, ca lumea să știe ce a fost premiat, dincolo de talentul tău literar, cum se numește volumul? Povestea Eternei Iubiri. Așa? Am fost... Când l-ai scris? În anul 2023, înainte de nunta lui Alin. Practic, ea a început să scrie aceste poezii în momentul în care ne-am cunoscut. Îmi trimitea mie cât un catren, cât o poezioară, așa de dragoste. Nu scria mesaje de dragoste, știi cum se trimite normal, i-am scria în versuri. Și încet, încet s-a dezvoltat acest talent pe care înainte nu-l descoperise, pentru că s-a ocupat de afaceri și de alte lucruri mai importante la vremea respectivă. Și în momentul în care noi ne-am cunoscut, ea a început să scrie foarte frumos. Eu am încurajat-o să mai scrie și acest volum s-a concretizat cu puțin timp înainte de nunta noastră și chiar am făcut o formă de lansare a lui așa, la nuntă. La nuntă, da. Și am pus și în cadourile de plecare de la nuntă la fiecare invitat o carte cu povestea Eternei Iubiri și, bineînțeles, cu un album Talisman care n-a apărut pe piață, Best of Talisman Ever, special pentru acest moment și le-am oferit tuturor albumul cu cele mai frumoase cântece. Foarte, foarte frumos. Mi-aduc și eu aminte acum cu emoție că atunci când m-am în anul în care am cunoscut-o pe Oana, a scris și eu vreo 100 și ceva de poezii. Superb! Dar le-am acasă, n-am făcut nimic cu ele. Ar fi cazul. La nunta de argint faceți masare. La nunta de argint! Adică, la cât e nunta de argint? Cred că 25. La 25? Înseamnă că peste două săptămâni facem 16. Acum trece, nici nu știi când au trecut 16. Trebuie mai repede decât prima parte a... E adevărat. Bun, după cum vedeți, doamnelor și domnilor, Medana este împlinită din punct de vedere sufletește și partea ei artistică, venită odată cu artistul nostru din imagine, adică Alin Oprea, a făcut-o să ajungă la performanțe pe care probabil nici nu le bănuia acum un an și au doi. Da. Nu, se deschid foarte frumos niște drumuri. Așa, ce zi? Așa. Iar domnul ministru consilier m-a invitat la ambasada României să-mi facă și el o lansare de carte. Va urma să plec din nou la Madrid. Să mută în Spania, fata ta, ce se întâmplă aici? N-am înțeles foarte exact. Dumnezeu deschide niște căi acolo unde nu te aștepți. Până la urmă i-a scris niște poezii în limba română, cu gândul poate ajung la prietenii noștri din țară să citească. Dar se deschide un drum atât de interesant spre Spania și cred că nu e întâmplător, mai ales că ea are o dragoste așa și o afinitate față de Spania, de limba spaniolă și de țările hispanice în general. Are și o imagine un pic... E de acolo. Am putea spune că e dintr-o telenovelă reușită. Sau chiar dintr-un film spaniol. Sau dintr-un poate film. Poate să fie un film de Almodovar, dacă o luăm exact. Așa puțin, nu? Și uite că atracția asta e și bucuria de a se deschide pe lumea hispanică. Dumnezeu i-a deschis acest drum și cred că urmează alte surprize interesante, mai ales că șefa Uniunii Scriitorilor din Spania, ca să fac o traducere succintă, doamna Mariana Feride, este una din simpatizantele mari ale Medanei și chiar o ajută foarte mult în drumul ei. Aia-i această cale. Bravo, Medana. Felicitări. Bravo. Florile sunt binevenite. Acum am înțeles de ce n-ai avut tu timp de plajă. Da. Că văd că tăbărâseră oamenii cu lansări, cu diplome, cu festivități, ceea ce este foarte, foarte frumos. Deci a fost bine. Bravo. Shopping, ceva, o achiziție demnă de amintit? De povestii nepoților? Rochițe, nu. Nepoții nu vor fi curioși de rochițele mele. Poate nepoatele. Nu știi niciodată.
poate că dacă ai vrut. Eu sper să fie nepoatele, nepoții să nu fie atrași de rochițele. Poate doar când își... Bravo, da. Poate doar când își vor dori să le vândă. Păi sau când o să vină vreo iubită de nepoți și o să zică: ia uite ce mișto are bunica ta rochia asta. Vintage, nu? Harsh. Nu știi niciodată. Vreo bijuterie, vreo poșetă, astea se păstrează. Noi avem casa mamei mele, casa familiei de la Turda, care e încăpătoare pentru că doar mama locuiește acolo. Pentru că în casa Medane deja toate dressing-urile sunt pline. Așa, așa. De obiecte de vestimentație, deci la tot așa. Și încet, încet, cum vin noutăți în colecția nouă, cele mai din urmă se duc ușor, ușor și se transformă, una dintre camerele mamei mele la Turda se transformă în dressing-ul vintage, ca să zic așa, m-ați înțeles? Unde sunt rochile și hainele Medane și ghișine. Noi, cevile... Da, doamnelor și domnilor, într-o bună zi mama lui Alin se va trezi și zice: ce Dumnezeu e așa înghesuia la aici? S-a întâmplat ceva. Ceea ce e foarte bine. Bun, doamnelor și domnilor, e foarte bine. Uite, vreau, dacă avem niște fotografii din vacanță, vreau să le văd, pentru că vom vorbi acum despre vacanță. După pauză mai vorbim și de alte lucruri lumești, frumoase, unele de ținut mintele, altele puțin de uitat. Avem imagini din vacanță? Ia, sau cum? Deci, unde a stat? A stat în... Am stat în Barcelona, în Tenerife, iar eu în Madrid, și în Madrid pe urmă eu. Bun. Și plajă... Da, în Tenerife am fost într-o locație de vis, la un resort absolut fabulos, unde a fost cazată chiar și Catherine Zeta-Jones și Jennifer Lopez. Așa. Resortul este superb, superb. Da. În Barcelona, la fel, am vizitat Sagrada Familia, am făcut turul orașului, iar la Madrid am rămas pentru cele 4 zile de festival, unde m-a găzduit domnul Antonio Calderon, membru UNESCO și jurnalist de presă internațională. Personal, la casa dânsului, care are un mic palat cu palmieri în curte, cu fructe, cachi, cu piscină. Soția dânsului îmi călca rochițele, domnul Calderon îmi făcea personal micul dejun dimineața. Am fost așa ca un copil al lor. O moștenire din epoca conquistadorilor, așa, o casă de asta gen, da, știi? Frumos. Iar eu îi semăn atât de mult pentru că este săgetător, la fel ca mine, mai are, am asemănări, poate chiar mai multe decât fiica dânsului cu el. Ce drăguț, doamnelor și domnilor, prin urmare... Medana a fost adoptată, ca să zic. Da. Șoc, breaking news. Șoc, da. Doamnelor și domnilor, după scurtă pauză, continuăm dialogul cu Alin și cu Medana. I-am prins în București, exploatăm momentul așa cum se cuvine și o să vorbim așa cum trebuie despre tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Rămâneți cu noi pentru că vor fi declarații interesante, multe alte surprize astăzi în emisiune. Stați cu noi! Hai să facem așa. Căutați calul la G7 în casă, să dăm, dea drumul la microfon. Acum merge, că s-a auzit la microfonul Revenim meu. Ia, gata? Bravo, i-a dat drumul, dar acum nu vreau să cântăm. Vreau să vorbim și după aceea la sfârșit o să cântăm. Deci, imediat, ia uite, bun. Vezi, dacă voiam să fac playback, era și vocea pe bandă. Când vrei să cânti live, n-a făcut playback, ați văzut? Că dacă făcea playback, Alin n-a făcut niciodată playback la noi. Pe de altă parte, acum, aș vrea să abordăm cu foarte multă decență și ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, pentru că nu Alin a pornit aceste discuții. Am văzut că la un podcast al lui Bursuc au pornit niște discuții. S-au spus foarte multe lucruri. Ultima secvență pe care o rețin este cea în care tu, înainte să pleci din Spania, bă, mi s-a părut că ai fost efectiv devastat de ce auzeai tu în momentul ăla. Vreau să știu dacă după ce au trecut 2 săptămâni și ai mai decantat lucrurile, spune-mi cum vezi universul tău
Pentru că stau și mă gândim și asta mi-am dat seama ce spunea și Medana, oamenii cu care tu ai construit o perioadă de gloria vieții tăi, ăia dau cel mai tare în tine. Cu oamenii ăia tu ai făcut un moment de glorios muzical și tu ai copii. Dar tu, oamenii ăștia au venit peste tine. Cum simți tu această perioadă? Există o regulă în viața asta. Niciodată nu-ți va deveni dușman un străin. Cei mai apropiați oameni și oamenii pe care de multe ori i-ai sprijinit și i-ai ajutat cel mai mult și în care ai investit foarte mult, suflet, bani, etc., ei sunt cei care se vor întoarce, sau nu, împotriva ta. Cred că lucrurile astea se întâmplă datorită faptului că ei simt că pierd controlul asupra unui om, asupra unui suflet, asupra unor venituri, asupra unor beneficii și așa mai departe. Iar când lucrurile astea se întâmplă, partea, dar întotdeauna, partea care este cu adevărat vinovată, vine și lovește în partea care este nevinovată, tocmai pentru a inversa într-un fel sau altul lucrurile, a ieși bazma curată, a-l incrimina pe celălalt, tot din motivul de a-l putea controla în continuare. Asta este explicația personală. Acum dăm voie, că sunt și eu, nu sunt un bătrân, dar eu cu experiență. Lucrurile s-au despărțit fundamental. Când între doi oameni care s-au despărțit, unul dintre ei are un alt drum, bine definit, o căsnicie, un alt drum, tu ai construit altceva după aceea. Alte venituri... Ca să stabilim, de la zero. De la zero, da? Bun, atunci... Despre ce control să mai fie vorba? Adică ce ar putea să mai obțină cineva din trecut de la tine printr-o asemenea metodă, în afară de o răzbunare simplă? În primul rând, hai să luăm exemplul unui copil care are un cățel. Și care se poartă cu cățelul indiferent cum, nu contează cum. Dar într-un moment din viața lui, acel cățel observă că de fapt nu este iubit, că de fapt nu este hrănit, că de fapt el, acest cățel, este singurul care aduce niște beneficii stăpânului său și trece așa până când cățelul devine major, crește cățelul săracul și descoperă că toată viața lui a fost de fapt o slugă, un sclav. A fost amăgit, stăpânul că nu l-a iubit cu adevărat, da, ci l-a folosit cu adevărat. Dar el, cățelul, a crezut tot timpul, în tot acest timp, că este iubit, că este hrănit și că lui este bine. Nu cunoștea altceva. În momentul în care cățelul se simte trădat și află 100% că a fost trădat, pur și simplu, Dumnezeu îi scoate în cale pe cineva. Pe cineva de la care înțelege că viața este cu totul altfel decât a înțeles el până atunci și că el a trăit într-o iluzie. Sigur că nu regret, asta a fost metafora, nu regret nimic din ce s-a întâmplat în urmă. Toate lucrurile care s-au întâmplat n-au făcut altceva decât să mă înțelepțească într-un fel. Cum spunea Medana mai devreme, totul se întâmplă cu un scop. Cu un scop. Să-mi arate mie personal, nu altora, cine sunt, dacă sunt un om bun, dacă sunt un om rău, dacă sunt un om care mai trebuie să perfecționez ceva la mine. Pentru că nimic din ce s-a întâmplat în viața asta, din punctul meu de vedere, n-a fost despre altcineva. Toată experiența mea este despre mine, experiența ta este despre tine. Fiecare avem viața și universul nostru diferit de felul în care îl văd ceilalți. Uitându-mă acum la toate momentele prin care am trecut, atât de dificile uneori, atât de dureroase uneori, suntem oameni și nu putem să nu suferim sau să nu ne doară atunci când niște lucruri se întâmplă, niște nedreptăți, niște trădări și așa mai departe. Mi-am permis să-mi dau voie să mă doară, mi-am permis să-mi dau voie să sufăr. Tocmai pentru a arde toate aceste lucruri, pentru a deveni omul care sunt acum, pentru a încurăța sufletul și pentru a putea ierta tot ce consider eu că mi s-a făcut rău. Poate ceilalți nu consideră că mi-au făcut rău, poate că fiecare are partea lui de a privi lucrurile. Eu am considerat că am fost nedreptățit, că am fost trădat, că am fost ținut 20 ceva de ani într-o cușcă din care n-am văzut mare lucru decât muncă, sacrificii pentru familia mea. Și atunci, când lucrurile s-au schimbat în viața mea, am hotărât la un moment dat, chiar consultându-mă cu Medana, că cel mai recomandat lucru și cel mai frumos pe care l-aș putea face ar fi să las totul în urmă, totul însemnând atât bine cât și rău, atât bunuri cât și oameni. Am zis într-o zi, chiar în noaptea de înviere din 2023, că nu vreau să mai lupt pentru nimic. Nici pentru copii, nici pentru ceea ce am avut înainte, nici pentru bani, nici pentru bunuri, nici pentru absolut nimic. Am tras linie și totul rămâne în trecut. Le-am lăsat lor toată munca mea și toată averea mea de o viață și Medana a fost de acord cu mine pentru că ne dorim o nouă naștere.
m-am născut din nou. Iar dacă m-am născut din nou și am o altă viață, îmi doresc foarte mult, din partea celor care au făcut parte din viața mea de dinainte, atât pe plan muzical cât și pe plan personal, să mă lase și să ne lase să trăim frumos în această renaștere. Fiecare cu drumul lui, fiecare cu afacerile lui, cu interesele lui și așa mai departe, și să nu mai avem nicio formă de interacțiune, nici personală și nici mediatică. Acum... Revin eu cu o completare. Te rog. Aseară noi, femeile, când apucăm la 5 minute de povești, stăm și ne facem de stări în mine. Stai un pic, vorbește, te rog, la microfon. Ți-am spus că e o problemă cu microfoanele astea. Așa. Deci, aseară, în timp ce eram la o altă emisiune, noi, femeile, când ne întâlnim, stăm la povești. Iar aseară mi s-au făcut niște destăinuiri care Alin nici măcar nu știe despre ce este vorba. Așa. Da. Nu. El acum făcea referire că nu vrea să mai aibă de-a face nici cu viața personală, nici cu viața profesională. Să se desprinde. Iar eu acum am să-i spun un lucru legat de viața profesională. Cei de la postul de televiziune la care am fost aseară l-au sunat pe Tavi Colen. Așa. Dorindu-și probabil că să-l implice și pe el în această situație. Așa. Și vreau să vă spun că am fost foarte încântată de ceea ce am aflat, pentru că Tavi Colen a refuzat să se implice, a zis că el nu mai are de gând să dezbată subiectul Talisman, Alin Oprea, cine a dat nume, cine a înființat trupa, că deja este mult. Sigur că a recunoscut tot ceea ce știa legat de fosta lui soție. Dar am simțit așa că, de exemplu, acum era un moment în care ar fi putut să-l atace din nou, să vină, ia, uite, dacă tot are scandal cu fosta soție, vin și eu. Asta e un semn de noblețe, da, un semn de noblețe pe care l-am apreciat. Alin habar n-are despre asta, acum află. Și am fost foarte încântată pentru că a dat dovadă de demnitate. Deci omul s-a săturat și atunci nu e normal ca nici fosta lui soție să vină după 3 ani, după 4 ani cu fel și fel de acuze. Asta nu înțeleg. Deci până la urmă ceea ce a scos imediat, Alin, dacă vrei să completezi de la Medana, imediat o să avem microfonul și pentru tine. Deci tu ai fost la o emisiune, ai spus niște lucruri, n-ai dezvăluit mai multe lucruri decât s-au știut până acum, da? Legat de motivul pentru care a apărut ea să dezvăluie. Nu, curifai, cu asta ai fost la o emisiune, sau mai da. Spun niște lucruri, dar tu n-ai spus lucruri noi. Apare cineva și venind și spunând niște lucruri, băi, au ieșit la iveală niște lucruri absolut îngrozitoare. Adică o minimă maturitate poate să spună, băi, de fapt, de la Iisus Hristos vine să ridice cu piatra la care n-a greșit. Și eu n-am auzit până acum, apropo de trădarea care spui legat de tine, să se spună, este o minciună cap-coadă. Adică o chestiune se eludează și atunci cel mai bun lucru pentru un om de genul ăsta este tăcerea. N-a fost tăcere, da? Dar până la urmă s-au ajuns la niște lucruri, de asta am spus eu de tine că erai atunci. Tu erai transfigurat pentru că la un moment dat se punea problema însă și a destinului copiilor tăi, da, ceea ce mi s-a părut dincolo de orice fel de imaginație. De ce trebuia treaba asta? Explicați-mi voi, că poate eu nu înțeleg, că eu nu cunosc omul atât de bine. Asta l-a afectat foarte tare pe Alin. În momentul în care s-a pus la îndoială paternitatea lui legată de copii, cum a ieșit din emisiune, m-a sunat și era vizibil afectat. Pentru că e mult să dezbați după 5 ani, să apară noi îndoieli, să apară noi suspiciuni. Nu este cazul de așa ceva după atâta timp, când fiecare a luat-o pe drumul lui. Ei pe drumul lor, noi pe drumul nostru. Noi ne dorim să fie toată lumea bine, să fie liniște și pace. Nu ne dorim războaie, nu ne dorim competiții cu nimeni, nu ne dorim ambiții stupide. Ne dorim să fie bine toată lumea și atât. Da. Voi să spui ce? Acum chiar e la valieră, poți să vorbești. Nu spun cine face lucrul ăsta, dar o să vă imaginați singuri. A făcut-o pentru că a putut. Bă, asta a mai zis cineva pentru că a putut și a ieșit prost în chestia asta. Da. Pentru că a putut. Ieri sau altă ieri am avut o discuție și în sfârșit am lămurit un motiv pertinent pentru care ar fi făcut-o acum. Așa, să înțeleg și eu, adică am... Au trecut 3 ani de la divorț. Așa. Astfel încât termenul limită de a invoca proces de... cum se poate să de împărțire? Partaj. De partaj să mai poate fi introdus. Deci, practic, a expirat termenul. Ai era frică că o să introduci tu partaj. Că dacă
ar fi făcut vreo astfel de apariție, să zicem așa, spumoasă mai devreme, eu aș fi introdus partaj. Deși eu foarte, și în podcasturile în care am fost până acum, eu n-am discutat de ea la modul de imigrator sau de copii. Am spus că îmi iubesc copiii, că e pe ea, indiferent de greșelile pe care le-a făcut, nu că le înțeleg sau nu că nu m-au durut, dar pot să trec peste ele și să le iert. Iar pentru lucrul ăsta, nu numai faptul că am lăsat copiilor toată averea, nici n-am mai introdus procesul, introdus acțiunea de partaj, tot pentru a nu afecta copiii, nu? Că practic acest proces lovind cumva în ea, lovea și în copii. Și atunci, probabil că au luat în seamă lucrul ăsta și toată lumea a stat cu minte până când posibilitatea mea de a mai face partaj a dispărut. Adică undeva luna iulie anul trecut. Și atunci, toate frustrările adunate, toată nebunia asta pe care știi până la urmă să o faci în capul tău și te gândești, eu n-am ce să zic, știi cum simte nevoia la un moment dat să se răcorească cumva, să zică și el ceva, să zică el partea lui, de adevăr, să ajungi acolo. Și atunci a făcut-o acum. Dar modul în care a făcut-o, din punctul meu de vedere, a fost degradant. Aici e problema, de fapt. Că putea spune civilizat niște lucruri și să rămânem într-o... Da, au fost niște amănunte care puteau să nu apară. Sau puteau fi sugerate, să zicem așa, exact. Fin. Asta spune. Dar în momentul în care erau... numești, spui niște lucruri prin viu grai, poate să fie degradant. Iar eu la astfel de lucruri degradante mi-e greu să răspund, pentru că nu sunt așa. Tu mă cunoști acum de atâta timp și când vorbesc și vreau să spun ceva poate foarte dur sau foarte... Hai, zicem, nu, tu ascunzi. În momentul în care ești provocat, răspunzi. Atâta. Da, nu... Dar, știi, eu două minute mai vreau să vă țin, că după aia trebuie să ajungeți undeva la treabă și am promis un lucru și suntem oameni de onoare. În primul rând, bravo lui Tavi Colen, este un gest bărbătesc. Deci bărbatul adevărat, bărbatul adevărat, dacă are ceva, să uite în ochii lui Alin și spune. Dar nu intră într-o horă, tocmai cu Larisa, pe care a condamnat-o atâta vreme. El, televiziunea, a spus că nu are nimic împotriva lui, că dacă ar fi avut, voi la ora actuală nu ați mai fi făcut emisiuni cu Alin Oprea, Alin Oprea ar fi fost mort la ora asta. Bine, făcea o glumă. Dar am simțit așa o susținere din partea lui la adresa lui Alin și chiar o protecție, lucru care m-a impresionat la modul cel mai sincer. De multă vreme n-am spus-o, asta e un semn de bărbăție și trebuie împărțite lucrurile. Este de apreciat, este de apreciat și chiar dacă lucrurile astea vin mai târziu, știi? E foarte bine că vin. E foarte bine că se întâmplă. El nu și-a dorit un scandal, a vrut să stea departe. N-a vrut să intre în această ciorbă mare, ca să zic așa. Sigur, era o șaurmă cu de toate și treaba lui e treaba lui, exact, cu Alin. Exact, exact, cu Larisa nu făcea el front comun, că mi s-ar fi părut și mie ciudat după tot ceea ce a spus el în trecut. Da. Foarte frumos. O singură întrebare mai am, după care merge microfonul ăsta jur și poți să cânti cum se cuvine. Deci, un singur lucru mai dă cu virgula. Deci dacă tu ai lăsat totul în urmă, dacă ai, nu, de-a lungul acestor ani, eu n-am mai auzit. Totuși, copiii tăi sunt majori. Ei sunt siguri că au o perspectivă cât de cât justă asupra lucrurilor care s-au întâmplat? Cred că asta este o mare semn de întrebare pe care cred că l-ai și tu, sau poate mi-l explici tu. Pentru că, bun, ăsta e o secundă, omul ăsta ce a avut, a lăsat aici, că eu am văzut oameni care și acum zic, domne, n-am să le dau copilor decât pensie alimentară, am 3 lei, palmez averea și te pomenești că ai de luat două borcane cu zacuscă și atât. Deci cumva tu ai lăsat ceva în urmă. Tot. Alea nu contează? Iată că nu. Adică orice... Bă, v-ați certat, da? Cu atât mai mult cu cât sunt maturi să-și dea seama. Dumnezeu, se mai certă, oamenii divorțează. Adică, sigur, sunt resentimente. Acolo, acolo aș vrea să te întreb ce gândești tu legat de faptul că... Păi, bun răi, cheamă Oprea și a niște ani de zile... Așa cum ai fost tu, poate de ocupat, poate de stresat, cu orice om, cu căderi și cu ridicări, toți le avem, dar nu prea le vedeți voi, cei care ne urmăriți, ai fost acolo. Cum vezi asta? N-am cum să o văd, Cristi. Adică pe mine mă depășește orice formă de înțelegere. Să spun acum că au fost manipulați, că au crescut de mici, cu niște vorbe. Numai că sunt mici pot să înțeleg, dar ei acum sunt oameni maturi, mari. Nu înțeleg. S-a mai speculat că, domnule, există acolo ceva. Așa. Există, domnule, ceva care nimeni nu vrea să spună. E nespus și de fapt aia a fost. E nespus și dacă copiii știu ei și de aia. Există ceva. Nu este, domnule, nimic. Dacă exista ceva, dacă un șoricel intra în casă sau o muscă, Larisa era peste tot cu informația.
Și asta e adevărat. Nu există. Femeia nu numai că a vărsat tot ce a existat, presupus adevărat, dar a mai și inventat pe deasupra o grămadă de lucruri. Ce să mai existe? Ce? Criminal nu sunt, violator nu sunt, omosexual nu sunt, nu sunt nimic. Și viața mea este publică, a fost și înainte și a fost și acum. Multă lume mi-a spus multe lucruri în timp, adevăruri, pe care eu nu le-am băgat în seamă. Dacă această femeie pe mine a reușit să mă țină îndobitocit 23 de ani și am și școala vieții, am crescut în cămin, păi aia. Am și școlile universitare, două facultăți, chiar a treia făcută la New York de muzică. Adică, greu că te-ai iubit-o mult. Greu să păcălești un om așa, nu de iubire vorbim acum, ci de încredere. Da. Eu i-am acordat acestei femei toată încrederea. Nu 99%, nu 99,9%. I-am acordat acestei femei 100% încredere. Ce a făcut cu ea? A călcat-o în picioare. Iar eu, în momentul în care am înțeles lucrul ăsta, pentru mine evident că s-a prăbușit universul. Și nu s-a prăbușit datorită faptului că pierdeam vreo iubire extraordinară, pentru că noi deja nu mai eram într-o formă de iubire, să zicem așa, tinerească. O lasem fiecare pe drumul lui în evoluția personală a fiecăruia, da, ea da, da, cu preocupările ei sportive, sportiv, eu cu preocupări de ordin spiritual, de ordin de alte ordini. Și atunci, cumva fiecare și felul în care am crescut și culturile diferite în care am crescut și locurile în care am crescut, mediul în care am crescut fiecare și s-a dezvoltat. Practic, noi n-am fost potriviți de la început, dar s-a întâmplat să fie tinerețea, valurile tinereții, copii. Sunt doi copii. Sigur că da, sigur că da. Lucrurile, dar în timp s-a îndepărtat până la momentul la care noi chiar nu mai avem legătură unul cu altul, fără să apară. Dar oamenii, chiar dacă au greșit, au datoria ca atunci când se despart să... Lasă-mă să spun până la capăt. Deci noi practic eram doi străini unul cu celălalt deja, fără ca ceva extraordinar să se fi întâmplat. Eu nu eram foarte încântat de, mă rog, temperamentul ei, de modul ei de manifestare un pic mai, să zicem, coleric și așa mai departe. Eu sunt timp mai liniștit, îmi place liniștea, să nu fiu bătut la cap și așa mai departe. Deci, oricum, nu mai era acolo treabă. Dar nu era un motiv de divorț ăsta. Da? Nu era motiv de divorț. Mergea căruța mai departe și aveam grijă de familie și de copii. Trebuia să fie respect. În momentul în care a apărut această trădare, am aflat de aceste trădări, cele mai vechi fiind în 2007, atenție, practic universul meu s-a dărâmat, pentru că eu m-am dorit o familie perfectă și am văzut că de fapt am avut o iluzie. Moment în care, sigur, am fost dărâmat și eu, și fizic, și moral, și sentimental, și în toate felurile, dar, repet, nu din pierderea unei iubiri extraordinare, ci din cauza faptului că încrederea, toată încrederea acordată, a fost în zadar. Mulțumesc foarte mult! Medana, te pupăm, vă mai așteptăm. Cu drag. La prima vedere, ai zis, da? Dacă au găsit ceva la care... Au găsit, nu s-a găsit, acum să vedem. Deci hai să luăm, deci ăsta e microfonul oficial, da? Zi, bună ziua! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație! Vinus, atunci funcționează, hai! Doamnelor și domnilor, mulțumim lui Alin pentru această apariție și Medanei. Felicitări pentru premii! Să vă fie Spania însorită în continuare! Doamnelor și domnilor, Alin Oprea și o piesă Talisman. Doamne ajută! Ochii tăi s-au oprit pe chipul ce de-atunci l-ai iubit.
prima vedere. Când ai să fii tristă că florile mor, eu voi fi lacrima din ochii tăi. Când ai să vezi lumea în cal de culori, eu voi fi zâmbetul din ochii tăi. Na 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 na.